Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit ieri Sfânta Liturghie la Paraclisul Episcopal Buna Vestire, cea mai veche biserică din municipiul Tulcea. La întreita zi de sărbătoare, a tăierii împrejur cea după trupa Domnului, a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare și Anului Nou, au participat numeroși credincioși atât din municipiu cât și din localitățile învecinate. După ce a săvârșit Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Episcop Visarion l-a vorbit credincioșilor în cuvântul de învățătură despre semnificația primei zile din an, adresând tuturor urări de pace și binecuvântare, bucurie și sănătate. Ne-am bucurat și aici la Tulcea, iată, de intrarea noului an și după ce azi noapte împreună cu un grup mare de preoți și de diaconi și o mare mulțime de credincioși în Biserica Buna Vestire din Tulcea, Paraclis Episcopal, am lăudat pe Dumnezeu și am mulțumit smerit pentru binefacerile din anul care s-a încheiat și l-am rugat să ne binecuvinteze și nouă în an. Iată, am săvârșit astăzi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în acest venerabil lăcaș de cult. Și în același timp am simțit cu toții prezența Duhului Sfânt, cum s-a stălășluit în inimile noastre și ne-a luminat și pe noi să-L lăudăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care astăzi s-a tăiat împrejur și a primit acest nume frumos de Iisus și l-am lăudat în același timp și pe acest mare părinte și dascăl al Bisericii Creștine, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare. Anul 2018 are o semnificație deosebită pentru toți românii, fiind anul Marelui Centenar al Unirii de la 1 decembrie 1918, iar pentru dobrogeni are o semnificație deosebită pentru că se vor împlini în toamnă 140 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mamă, la România. La final, ierarhul ne-a explicat credincioșilor motivele istorice pentru care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2018 anul omagial al unității de credință și de neam și anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.